Farul Constanța este de neoprit în startul de sezon în Superligă. Formația pregătită de Gheorghe Hagi a învins miercuri seară pe FCSB cu același scor cu care s-a impus și în fața campioanei CFR, 3-1. După un start de repriză dominat categoric și în care au ratat pe bandă rulantă, marinarii au deschis scorul în minutul 23 prin Denis Alibek, din lovitură de la 11 metri. Chiar înainte să revină la cabine, elevii lui Gheorghe Hagi au mai punctat odată prin Ducure. După pauză, în minutul 70, ultima achiziție a FCSB-ului, Companio a redus din diferență, însă doar pentru 7 minute. Introduși în teren în repriza a doua, Pitu și Grameni au făcut faza golului de 3-1 și au stabilit totodată și scorul final al întâlnirii. După meci, Dica a găsit cu greu explicații pentru forma slabă a echipei din campionat. FCSB este doar pe 13 cu 7 puncte în 7 meciuri și are una dintre cele mai slabe apărări, cu 12 goluri primite. De când am venit, după fiecare meci de Europa, le-am spus că este important campionatul, mereu am spus lucrul acesta, dar se pare că am obținut această calificare și se pare că pentru noi s-a terminat campionatul, dar nu este așa. Mă bucură foarte mult faptul că am marcat în două echipe puternice din Europa, am marcat 3 goluri pe meci, așa cum îmi place mie, și lucru important pentru noi, pentru moralul nostru, pentru încrederea noastră, a colectivului, a noastră și ca antrenori, că de-aia muncim. Deci, fericit pentru tot ce se întâmplă la Constanța în momentul de față ca și echipă. Atmosfera de derby s-a simțit și pe banca de rezerve, iar Hagi n-a lăsat acest lucru să treacă neobservat. Mulțumim suporterilor, mulțumim publicului care a fost în stadion. E prima oară când văd că tot stadionul e cu noi, când am jucat cu FCSB-ul și cred că tot stadionul a fost cu noi. Asta e un factor important. Înseamnă că la Constanța se naște un spirit, o chestie bună, Doamne ajută să mergem împreună, că Constanța și Dobrogea are nevoie de o echipă puternică care să se lupte să fie una dintre cele mai bune din România. Grație acestui succes, Farul a revenit pe prima poziție a clasamentului Superligii, fiind la egalitate de puncte cu Rapid București, ambele cu câte 18 după 8 etape. În runda următoare, marinarii au parte de un nou meci de foc. Farul joacă în bănie contra Universității Craiova, luni seară de la ora 21:30.